Oriunde veți fi, eu voi fi acolo. Da, 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 ați făcut dumneavoastră ceva ilegal în ultimele 5 minute. M-au fugărit. Ce? Adică a fost tragic, era o zi de... Ați instigat la violență cumva? Adevărul. Adevărat în față? În sfârșit adevărul. Bine v-am regăsit la o nouă joacă din seria voastră favorită de Skin Craft, episodul 3, dacă zic corect, și suntem în continuare la muncă. Aici este drumul nostru construit de la zero, avem ploturile stânga-dreapta și trebuie să îmi obțin și eu un plot. Îl avem pe domnul Q-Sanity care doarme, ok, avem vecinii, trebuie să discutăm cu toată lumea, să-și pună toată lumea guard, perfect, perfect. Voi, între timp, veți apăsa pe butonașul de like, o să avem roleplay-uri, orașul evoluează și e destul de mișto, zic eu. Hai să vedem ce face domnul Nocivanu, noi suntem vecini aici cu el și trebuie să ne numărăm plotul pentru că... Plotul de la stat primit, nu știu dacă ați văzut în episodul anterior, dar am devenit primar, așa că eu sunt primar alături de Nocivanu, care este primar adjunct și am luat amândoi plot de 25 de blocuri, 10 blocuri îți oferă statul de început și poți să extinzi cu 15 diamante, acestea sunt ale mele, avem 12, am mai primit 5, deci astea sunt diamantele mele pentru extindere maximă. Sus avem diamantele oamenilor. Și asta să fie la nivel cu drumul. Și aici va veni drumul în partea asta. Plotul meu va fi dezastru, deci am nevoie de foarte mult ajutor. Să mergem. Bună ziua, domnul Nocivanu. Să trăiți, domn primar. Trebuie astăzi împreună să mergem și să impunem ceva reguli în orașul acesta, că fiecare face ce își dorește și nebunie. Este o nouă zi în Skincraft. O nouă zi în Skincraft, domn primar. Haideți să rezolvăm puțin. Vă ajutăm Ștefan, dacă puteți veni cu noi. Ok. Vă ajutăm cu dirt aici sau o facem după? No, păi domnul primar, mergem până la Funny Salt să-l chemăm la muncă în folosul comunității. Și domnul Corect. Ștefan vine să ne apere dacă e nevoie, haideți. Haideți, domnul Ștefan. Trebuie o să extindem să drumul și pe aici. Să arătăm. Da, da, da. Ok. Okay. Aici o să fie drum. Deci drumul o să extinde și ele Funny Salt. Bună ziua, domnul Basti. L-ați văzut pe domnul Funny Salt? No. Ok, Funny Salt. Nu l-a văzut. A schimbat domnul Clorna. Bună ziua. Nu mai pot. Ce aveți, domnul Clorna? Aveți sânge pe picioare. Aveți sânge pe picioare, domnul Clorna. Unde ești? Ștefan, vreau mâncare, te rog. Trebuie să aveți grijă, da? Momentan nu avem spitale în oraș. Domnul Rafael, nu mă mai lasă în pace. Haideți să vedem împreună care este problema. Ia să vedem plotul dumneavoastră. Am progresat foarte mult, după cum puteți vedea. Deci am început să fac gard. Care este plotul dumneavoastră? Chiar ăsta de aici. What? Nu, domn primar! Ce este acesta? Te rog. Sunt harasat, domn asistent de primar. Harasat? Harasat. Hărțuit, mă rog, nu harasat. M-a bătut cu bastonul ăla de... Cine? Uitați că mi-a rupt picior. Uitați-vă la picior, că am sânge. Nu mai pot. Ce buricoare! Ce buric, măi, mămică! Fanny, te rog frumos, este foarte important ce se întâmplă aici. Clorna, cine te-a lovit? Deci, nu m-a lovit nimeni. Opa, stai, m-a lovit Funny Salt. Dar stai, nu contează. Ce? Deci nu mă lasă în pace Funny Salt și Lucky. Tot vine la mine acasă. Ok, Lucky și Funny Salt și Clorna, toți trei. Liniște, vă rog, toți trei veniți cu mine. Și Ștefan, dacă toată lumea. Și Ștefan, haideți, vă rog. Domn primar, am strâns suficienți oameni. Foarte bine. Ce vreau să zic? Unde mă băgați, domnule? Haideți, domnul Clorna, haideți. Cine mai vorbește, amendă 10 diamante la mine. Hai, liniște. Bun, perfect. Deci, bun. Haideți să le prezentăm și lor mai întâi drumul. Domnul Clorna. Ok, în primul rând, ascultați-l pe domn primar, are să vă, deci, are să vă spună ceva. Vă prezentăm extinderea de drum, pentru că eu nu mai aveam teren și Nocivanu era la limită. Drumul nostru se va bifurca aici, va fi o mică intersecție la dreapta, ok, la care vom lucra ca să o extindem și, foarte important, stop, foarte important, vom lăsa două blocuri distanță de la plot, da, deci aici începe plotul, va fi gard, două blocuri spațiu, da, și terenul va începe exact de aici, de unde stau eu. Mă afectează cumva drumul ăsta? Dar pe bani, nu? Adică normal, pe bani. Păi nu, cum adică să vă afecteze? Primar, stați spune, un pic, domn primar, adică, că aici trebuie să se oprească drumul. Beneficiezi cu ceva? Da, știi cu ce beneficiezi, Funny Salt? Pentru faptul că ai făcut fără de legi... Mă cheamă mama să mănânc, pa! Funny Salt, dacă tu ai plecat, tu nu mai ai ce căuta în orașul ăsta și o să-ți iau eu plotul. Vei fi exilat. Facem pe bani, adică eu vin aici ca să fac.
Lucky. Deci, toți care sunteți aici, aveți în momentul ăsta încă în folosul comunității, în afară de Jakey, dacă vrea și el să participe. Florna nu mai comenta. Deci eu ce? Eu n-am făcut nimic. A zis în afară de tine, Jakey. În afară de tine. Nu, am zis Lucky, că mă bag la iurea. Bun, vreau să vă ascultați puțin. Vreau să facem o mică paranteză. Și în mine, a dat acum în mine. Domnul Lucky, puțină liniște, vă rog. Nu trebuie să vedeți munca aceasta în folosul comunității ca un lucru rău, pentru că dacă vă uitați în jur, trebuie să ne extindem. Deci voi înșivă trebuie să aveți dorința de a ajuta să extindem orașul, pentru că cu cât ne mișcăm mai repede, vom putea să facem podul în capăt aici și să începem orașul cu diferite clădiri, ok? Aha, și aș mai completa cu ceva, dacă-mi permiteți, domnul Lucky, liniște, vă rog. Eu aveam plotul aici și voi toți ați avut plotul destul de ușor de făcut. Eu împreună cu domn primar am luat cel mai nașpa lucru, cea mai nașpa zonă și e foarte greu să ne extindem, așa că ajutați-ne, vă rog, sau dacă nu, o să fie rău de tot. Mulțumim! Și eu cred că tu nu știi cât de rău a fost la mine. Eu am săpat 1200 de puncte. Bun, ăsta trebuie să le scoatem. Te înțeleg, Vani, dar uite-te că și la noi este destul de rău și am apreciat ajutorul vostru. Acum lăsăm gluma. Așa. Bun. Mulțumim pentru ajutor. Deci drumul trebuie să meargă până... Da, deci drumul începe de aici. Ăsta nu. Încă două persoane care... Așa. Deci exact așa începe drumul. Nu știu dacă deci o să fie de câte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deci de 9. O să continui așa. Ok. Foarte bine, domnul Lucivanu. Domnul Clorna la treabă. Nu sunteți foarte fericit, observ. Domnul Clorna, trebuie să aveți spirit civic. Eu am spirit civic. Dacă nu-mi intră moimele pe teren și eu slot că... O să ne asigurăm că nu mai intră. Dar uitați, deci am mulțumesc foarte mult, eu am făcut deja lucru bun. Așa. Lucru bun. Stai să vedem de unde începe terenul. Deci aici are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stai puțin să vedem. Deci are 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deci are drumul 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hai să mai vorbesc o dată cu domnul Nocivanu. Știu eu dacă, cât vrei. I-a dat 10 lucrurile. Eu ziceam dacă să ajut aici să... Dacă ajut. Da. Deci să ajut și să nu plătești. Nu există. Trebuie să plătești. Domnul Nocivanu, cât are drumul? Că nu înțeleg. Că într-o parte are 10, într-o parte 9. 9 trebuie să aibă. Deci haideți să vă arăt aici. Uitați lățimea aceasta. Are 10 lățimea aceasta. Toată bucata asta? Da. 1, 2, 3... Înseamnă că ceva nu-i bine. Da. Nu știu. Da, trebuie să fie de 9. Momentan e ok și de 10, bine că nu-i mai mic. Doamne ajută. Dar vedeți că aici este fix în drum. Poate mai adăugăm încă un strat în zona asta sau nu știu. Da, ar merge. Încă okay. O linie așa și de și de aici cum începe drumul? Deci de aici continuă așa în jos, nu? Da. Aici trebuie să fie nivelat frumos. Da. Bun. Deci lucrăm cu toții la plotul lui Nocivanu. Aici va fi plotul meu. Trebuie să facem și noi un drum full cu gard. Exact cum vedeți peste drum acolo. Să ne facem și noi frumos. Și o să începem și o construcție. Îmi spuneți ce casă vreți să construim, ceva modern. Cred că nu o să fac ceva modern, deși alea moderne îmi plac. Cred că vom face ceva așa vechi, poate mai pe stil de lemn. O să ne facem o casă frumoasă, o să ne luăm animale. Hai că e mișto seria asta, o să fie distractiv. O să încerc să postez de asemenea zilnic, să vedem cum ne iese treaba. Dacă nu zilnic, la 2 zile maxim. Dar vedem, nu promit nimic. Eu încerc. Vedem. Bună ziua. Ați terminat lucrul aici. E mult de 2 minute. Poftim? Ați terminat lucrul aici, vă mulțumesc. Vai, nu cred că nu mai trebuie. Da, las. Da, e bine. Super. Da, mai dăm dacă se poate. Deci. Da, mai mult dacă se poate. 400 doar. Superb, vă mulțumesc. 30 de miliarde de dirt. Perfect. Arată ciudat acolo. Îl dăm jos? Ce arată? Da, chiar. Copacul, da. Copacul trebuie dat jos, da. Gata! Trebuie să avem niște dirt. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Da, e perfect. În afară gen asta aici o să scoatem. Și e perfect. Acesta este plotul. O să lucrez și eu aici să încerc să fac... Bun, hai să...
Îmi punem toate chestiile astea de care nu avem nevoie. Armura o păstrez așa, nu știu, eu am vrut să nu am haine pe mine, care arată mai interesant. O să fie o regulă în oraș să nu purtăm armură. Ok. O să... sapling-ul year round, fii atent. Sapling-ul luăm și noi și-l punem. Diamantul nu ne trebuie, dar bine, pot să-l pun în backpack. Frumos. Parcă ăstea am zis că s-a le merg. Vecine, eu am totul pregătit. Super. Văd că te descurci și tu, vecine. Acum încerc să-mi fac și eu un gard. Da, asta vreau și eu. Super, parcă super. În sfârșit am scos-o la... Da, toată lumea... Toată lumea are, în afară de fete, de Oana și de Irinuș, care trebuie să dea cu dobândă. Da, să nu uităm că... Două zile okay. Dobândă. Da, cu 20% dobândă. Mulțumim foarte mult, Ștefane, că ești tu vecin aici cu noi, ești aproape, nu? Da, acolo. Super. Acolo, da. Bun, vecinii. Avem un waystone aici, Rafael, nu știu dacă ai apucat să... Eu nu știu ce e. Click dreapta pe el. Te poți teleporta aici, okay. Dar de la un waystone la un alt waystone. Deci probabil o să punem, probabil, de exemplu, uite, un waystone la poliție, ca să nu mai mergem când okay. Unde fie secția de poliție, ne teleportăm. Și cum te teleportezi? Păi trebuie un alt waystone și iei și waystone-ul ăla și te teleportezi de la unul la altul. Dai click dreapta pe el sau cum? Da. Păi și acum. Înțeles, gata. Există doar orașul Skincrab. Da. Are sens. Sunt probleme aici în oraș, nu mai sunt. Ai tu? Super, super, mersi. Vreau să vă spun ceva. Domnul Clor n-a omorât. What? Nici n-am început bine. Aoleu. Irinu, scoate camera. Hai să mergem la domnul Clorna să vedem. Nu mi se pare normal. Păi nu este normal. Trebuie să fac pe poliția. Deja avem primul clor. Aoleu. Vreau să mă duc și eu să-mi fac roze lemne și vine la mine. Adică, să astupăm ăsta că nu înțeleg pe aici. Da, trebuie să-l căutăm că e buclucaș. Domnul Clorna. Da, ce s-a... Ce s-a aude, bă? Domnul Clorna. Venisem să discut cu dumneavoastră. Da, cu mine? Yes. Da, ați făcut dumneavoastră ceva ilegal în ultimele 5 minute. Eu, iară! Nu a făcut nimica! Uitați, și domnișoara Irinuș se uită la dumneavoastră, nedumerită. Irinuș, cum adică? Eu nu am făcut nimica! Bun. Uitați, da, exact. Vă spune ceva fața domnului Lucky? Nu, nici nu-l cunosc. Ce nu-l cunoașteți? Nu! Este un concetățean. Nu știu cum arată un Lucky. Este un concetățean de-al nostru și a spus că... Wow, i-ați cauzat mari probleme de sănătate. Eu n-am făcut, îți vine auziți? Să plângi că... Deci îi vine să plângă că minte, uite-te la nasul lui de Pinocchio! Ce-am minți? Făcut aici? Minte, nu, am fost la mine acasă, am vorbit cu concetățenii, ați văzut, domn primar. Așa este, Irinuș, minte? Eu! Nu știu. Să iau lemne pe casă. Ok, hai să ascultăm povestea. Ia deci minte. Vă ducea să luați lemne pentru casă și deodată Clor n-a apărut și v-a dat o bâtă peste cap? M-au fugărit. Ce? Adică a fost tragic. Era o zi de... Adică... Eu am fost acolo, i-ai înjurat. Stai puțin. Aaa, domn primar, știu despre ce... Deci eu vorbeam cu Jakey despre că am nevoie de lemne. Uitați că vine aici. Uitați da. Că vine. Deci eu da. Vorbeam cu Jakey că am nevoie Jakey, de lemne. Jakey, așa că Lucky v-a înjurat? Da, exact, vine, da. Vine Lucky și... Mi-a tras două vorbe bune. No, și ce era să fac, boys? La Doamne! Și m-ați să vin la mine acasă! Nu a zis-o pe aia că o să-ți iau. Băi! Ok, nu este nevoie de detalii. Deci trebuie să fac pe poliția mereu cu voi? Nu e adevărat. Nu mai pot, uite, tatăl meu la mine acasă. Trebuie să înființăm un tribunal pentru voi, efectiv. Ca să vă judecați. Scoate-ți de la mine de acasă, nu mai pot. Bun, deci domnul Clorna nu vă vrea la dânsul acasă aici pe plot. Nu știu efectiv pe cine să cred. Nici nu avem dovezi. Sunteți singuri. Domnul Clorna are martor. N-am ce să vă fac, domnul Lucky. Trebuie să mă sunt camere. Avem doi. Chiar ne trebuie camere. Da, exact, o să avem. Nu. Eu știu să fac deci, camere. Vă rog să nu mai cauzați domnul Clorna probleme dacă ați cauzat într-adevăr. Da, eu nu mă la mine acasă, stai.
Mă scuzați, domn primar, eu vă văd că sunteți cu plata lungă în ochi, că nu vă mai, nu mai pot. Deci vă intră părul în ochi. Vă înțeleg. Domnul Nocivanu muncește din greu și dumneavoastră vă bateți aici în oraș și înjurați. Domnul... Dar eu nici n-am făcut nimica! Eu încă mi-am construit plotul și mi-a tigata. Ia să vedem cum ați progresat dumneavoastră. Opa! Băi, Lucky! Ați văzut? Ați instigat la violență cumva? Adevărat în față? În sfârșit adevărul. În sfârșit. Bun, hai să plecăm de aici, să lăsăm pe domnul Clorna să muncească. Da, exact, mulțumesc. Mulțumesc. Nu s-a văzut nimic. Deci nu... Ok. Bun, vă rog, fără violență, n-am cum să stau să vă supraveghez momentan. O să înființăm poliție pentru dumneavoastră, tribunal și vom rezolva. Dar până atunci, hai să ne punem pe picioare cu toții. Da, exact. Trebuie să-mi instalez și eu gardul, să vorbesc cu domnul Nocivanu, să vedem ce mai progresăm aici în oraș. Și domnul Clorna ar trebui să-și facă și el un gard, nu știu ce face. Avem nevoie de gard. Dânsoare. Ia să mergem în față. Hai să-mi pun și eu gardulețul, că nu, deci nu pot cu oamenii ăștia. E non-stop nebunie ce se întâmplă aici. Hai să mai vorbesc puțin cu domnul Nocivanu, să vedem că nu mai înțeleg. Mă refer la tot, nu filmat. Bună ziua, domn primar! Bună ziua, domnul Clorna. Toate bune, toate frumoase. Toate bune, am vrut să-l întreb pe Nocivanu dacă are ceva nevoie de ajutor, dar nu are nevoie. Văd că se descurcă foarte bine. Deci, domnul Nocivanu... Clorna a zis că nu mai suportă orașul, așa mi-a zis. Deci, cred că trebuie să înființăm efectiv un tribunal. Pentru că non-stop se acuză oamenii între ei, că se bat, că se înjură. Deci nu înțeleg ce se întâmplă în orașul acesta. Deci. Vom avea nevoie de poliție, sincer. 100%. Hai să vă zic sincer, nu sunt harasat. Nu mai lasă în pace, nu mă mai lasă el în pace. El e harasat. Harasat. Da, uite ce liniștit, ce liniștit. Hărțuit vreți să spuneți. Uite, după mine vine, nu mai pot. Uite-l pe... Deci, în continuu la mine, nu mai pun Nocivanu, turbez, nu mai pot! Serios, nu mai scad ei, eu turbez, nu mai pot! Trebuie să-ți faci un gard, da? Da, deci neapărat, dar... Tătă mintea, tătă... Uite, iar a venit aici, tăți, ia! Deci ce aveți cu Clorna, vreau să știu? Mă, ce s-auzi, bă? Ce faci? Atac terorist! De ce faci așa urât? Îți bagi joc de domnul primar adjunct? Dacă te frumos! A zis că vrea să-și facă bazucă. Deci, dacă nu te poți frumos în oraș, se întâmplă lucruri precum exilare. Deci, te rog. Bun, deci eu propunem la vot exilarea domnului Fanny Salt. Se votează, da? Da. Opa! Curând veți fi exilat, domnul Fanny Salt, dacă nu încetați cu prosteala. Pentru că deja avem probleme în oraș. Oamenii se bat, se înjură. Este deja complicat și am apreciat dacă n-ați complicat și dumneavoastră mai rău lucrurile. Eu sunt singur împreună cu domnul Iusanti cu plotul complet. Bun. Exemplar pe semn. Deci eu nici... Păi e adevărat. Complet, cine adică... este? Dai plot de bebe! Are 10 plăcuri. Păi 10. Nu știu cum fac acolo. Păi nici n-ai loc. Săracul Lucky. Ai. Îți dau împrumut 20 de diamante. Trebuie să-mi instalez și eu gardul aici. Eu nu mai pot cu voi. Bun. Deci avem oak upgraded fence. Hai să începem și noi să lucrăm. Nu mai putem cu oamenii ăștia. Non-stop se ceartă. Se întâmplă lucruri. Ok, ăsta îl scot. Super, mersi. Perfect. Deci de aici începe ăsta al nostru. Așa. Punem și noi puțin. Bam. Trebuie să facem și o intrare eventual. O să fie, nu știu, ceva de genul ăsta. Ia să vedem la domnul Nocivanu cum are. A, el și-a făcut clasic. Da, merge și așa. E perfect. Ok. Și trebuie să mai scoatem din laterale. Wow! E nebunie. Facem și în lateral frumos. Și o să ne ocupăm și de o căsuță eventual. Cu ce vă pot ajuta? Vreau să fac o
extindere de plot, numai că vreau să fac împrumut de la bancă, adică să iau 20 de diamante acum ca să pot să fac extinderea și plătesc eu cum o să am mai mult. 20%. Mm. Deci cât aveți plotul dumneavoastră acum? 10 pe 10. Și vreți să extindeți la? 25 pe 25, cum am pot să zic. Ok, deci asta ar veni 15 diamante. Păi n-am acum, vreau să fac... Bun, bun. Deci, puteți să faceți... fiți atenți, puteți să faceți pe împrumut, dar trebuie să plătiți în două zile și veți plăti cu 20% dobândă. Da. Ok? Ar veni 30 de diamante sau... Ceva de genul, i-a venit puțin să vedem... Hai să întrebăm pe domnul Nocivanu exact. Domnul Nocivanu. O să mă gândesc să știi. Deci, domnul Lucky aici de față dorește un împrumut de la bancă. Dorește să-și extindă plotul și să plătească cu împrumut. Am discutat cu el. Da, eu aș fi de acord. Eu am discutat deja cu el. Da, este în regulă. Și vine 20% dobândă, adică din 15 diamante, cât vine exact? Păi ar veni normal, nu, 3, exact 3 diamante, 20%. 3 diamante peste cele 15. Da. Deci 18 în total. Da, 18 diamante. Ia să vedem plotul dumneavoastră. Hai. Ok. Ia să vizualizăm. Aici este? Nu este aici. Nu, eu sunt aici. Dar, mai am o întrebare, aș putea să-mi fac aici plotul? Din ce am înțeles nu-i nimeni aici. Ce ai făcut într-un fel? Trebuie să verific și cu domnul Nocivanu, că nu știu, nu e al nimănui ăsta? A, trebuie să fie al Nocivanu, ia, stai puțin. Să văd unde... Domnul Nocivanu! Hai de capul nostru și reste numai domn și doamne aici. Bună ziua, domnișoara Oana, domnul Nocivanu. Cu domnul și cu doamna, propun să nu mai vorbim, că suntem la țară, vai de capul nostru la coada vacii și noi suntem numai domn și doamne. Ok, dar tu îmi vei spune mie domnul primar. Așa o să fie. Bine mă, Rafaele. Ok, foarte bine. Deci, întrebarea următoarea. Da. Lucky dorește să își mute plotul aici. La fostul tău plot. Nu există. Nu se poate? Păi dar nu are unde. Unde? Aici. Acolo. Păi nu, că aici este al lui Irinuș. Aici. Nu, Irinuș a mutat. Irinuș are în capăt. Lucky! Nu aici. Poftim? Nu vreau Lucky aici, că nu face fără de legi. Opa, deci Lucky în capătul orașului departe, dacă vrei să te muți. Dar nu, stai, tu unde ai Lucky? Hai să ne gândim. Are 10 pe 10. În spate? Da, are 10 pe 10. Ia să vedem. Da și voi un like între timp, un subscribe. Deci de ce ți-ai luat doar 10 pe 10 de la început, când am zis că... Păi i-a dat 10 diamante lui Clorna, dar nu s-a pus. Am văzut cum mi l-a dat. LOL. What? Ce mă asta, mă? Ce e asta? Da, e nevoie de o mică extindere. Păi stai un pic, deci tu te mai poți extinde în treapta aici, uite, cât vrei. Eu acum am realizat. Asta stai lângă mine! No! Clorna, uite, ca să cât fie tot poate regulă, să fie? Dacă dorești, te poți muta lângă noi. Ok. Dacă și domn primar e de acord, stau lângă asociația primarilor. Da, Irinu, și unde stă? Asta e întrebarea mea, sigur. În capăt aici. Lângă Oana, cred. Ah, ok. Da, lângă Oana, cred. Păi bun, atunci, Clorna, hai cu mine. Este ok ca să fim cu ochii pe dumneavoastră, Clorna. Bun. Da, nu! Eu, stai, Nocivane, să mai gândesc. Stai să vedem, că nu mai înțeleg nimic. Nu mai gândesc, domn primar. Deci e perfect dacă se mută Clorna lângă noi, să fim cu ochii pe el, să nu mai facă. Deci aici va locui, ia să vedem, de aici începe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Deci două trebuie scoase, după calculele mele. După aia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ia să mai numere cineva, să vedem dacă sunt 25 aici. Domn primar, 24, este 25. De acord, Clorna, tu poți să ai aici plotul, trebuie să te mai duci așa 25 încolo. Da, e perfect, e perfect. Deci aici să ținem domnul.
Deci vine în casa. Deci ca să înțelegi Nocivanu, eu o să stau în casa aia de acolo și o să mă uit fix pe geam la Clorna, la tot ce face. Ok. O să fii Hello Neighbor. O să-mi fac chiar balcon. Bun, perfect, perfect. Am o idee perfectă. Și voiam să te anunț, Clorna, când voi face 30 de etaje în sus. Dar Hello Neighbor. Și Clorna, primarul îți dă doar un etaj, ai voie să faci atâta. Ai autorizație pentru un etaj. Aprobare. Dar stai puțin atunci. Eu rămân la peștera mea, boys. Nu se face, domn primar. Opa. Deci trebuie să discutăm cu Nocivanu, care a refuzat oferta. Nu refuz. Păi trebuie să te gândești, haide. Că uite, Lucky în spate aici. Acum se decide, eu da, pe Lucky vrea să-și extindă terenul și dacă te muți tu, o să se poate extinde mai mult. Dar și asta câștigă! Ăsta m-a alungat de pe terenul meu, bată la Maru! Amaru! A, nu! Bine, deci aici este nou meu loc. Boys. Super! Momentan, wow, ce frumos! Momentan îl vei aranja. Da. Voiam să te anunț că sub terenul tău este și o peșteră cu zombie. Ah, normal că eu trebuie să am și peșteră, să am și... Yay! Și? Yay, eu pentru... trebuie să stup tătul, ce bine! O să te ajutăm și noi dacă dorim. Și pentru casa ta o să discutăm noi la autorizații și așa mai departe. Ok, deci... deci... Da, deci stai să vedem. Ori îți extinzi, dar după aia o să arate ciudat, cred. Stai să vedem, stai să mă sfătuiesc puțin. Imediat revin. Să mă sfătuiesc cu domnul primar adjunct. Că după aia o să rămână o gaură acolo și arată ciudat. Că erau făcute două terenuri unul după altul. Bună ziua, bună ziua. Bună ziua. Avem din nou o situație. Deci, Clorna a acceptat să se mute. Da. Și Lucky vrea să știe dacă se mută direct în locul lui Clorna sau își extinde. Că ploturile... Se poate muta în locul lui Clorna, cred. Că o să rămână un plot liber acolo al lui Lucky de 10 pe 10, știi? Da, nu-i nimic. Poate vine altcineva în oraș, că mai sunt abonați care poate n-au reușit să ajungă azi și din păcate primesc doar atât. Adică trebuie să se mulțumească cu atât. Ok. Bun, deci bun, eu să-i comunic. Ce bâncuțe frumoase am pus super! Vecine. Ce avem aici? Bună ziua! Pa, pa! Super! Frumos, deci, bâncuțe! Deci, da. Nu vine să cred, avem bâncuțe! What? Ce tare! Cât de tare, da! Super, what? Super! Arată prea fain, deci asta... Tu o să-ți deschizi o șaormerie, Clorna. Eu îmi deschid o peșteră, domnul Rafael, cu uga, șaua, buga, șaormeria. No, bine, boys, cu carne de broască. Shaorma cu carne de broască? Pe aici. Oana, mănânci shaorma cu carne de broască? Nu. Cum adică nu e bună, promit? Cu picioare de broască. Păi iară, tu ești aici, mă! Hopa! Cu picioare de Nocivan, what? Stai, ce? Nocivanul iară, uitați-l, vecinul, uitați-l! A zis că își deschide shaormerie cu picioare de Nocivan. Nu, deci momentan. Am zis de broască, Nocivan. E o ceartă continuă între Clorna și Lucky. Da. Da, ăsta e verdictul. Acum așa fac. Deci fii atent, Nocivane. Da. El... deci, el mi-a luat casa veche. El mi-a luat, o câștigat tătul. El tătă-i ațit după mine, nu mai pot să mă asculte la urețe ce vorbesc cu toată lumea. Dorești să fii exilat? Poate vrea să fiți, poate vrea să fiți prieteni. Aha, numai că de la asta vreți să fim prieteni? Da. Serios? Da. Wow. Deci propun să vă mutați împreună atunci. Boys, avem un nou prieten pe skin. Bun, hai să mai continuăm și noi aici. Domnul Ștefan, da, ce păr aveți în uși. Frumos, frumos, ce să zic, așa mergi la școală. Hai să vedem gardul ăsta că e nebunie cu concetățenii noștri. Bine că m-a făcut un primar. Bun. Sunt foarte mândru de el. Ridic gardul. Dar cât de înalt, domnul Clorna, e gardul? Păi un etaj, cât să-mi intre și mie capul. N-ați zis că un etaj, uitați-i fix cât mine și capul, uitați. Eu mă referam la casă, nu la aici... garduri. Păi aici, deci eu, mie nu domnul Clorna, dar dați-mi voie să vă dau un sfat. Nu este mai bun gardul acesta? Preferați dumneavoastră dirt?
acum eu n-am de unde să fac rost, că mi-o tăiat toate lemnele de... Uitați-vă în spatele dumneavoastră, uitați-vă, uitați-vă, uitați-vă! Acheli pădurea? Acheli pădurea, nu mai este nimic. Auzi scheleți, auzi scheleți. De la dumneavoastră din casă i-aud. Cum adică de la el mă ce am mutat aici, am cumpărat locul ăsta cu 20 de... Eu mă voi duce să-i predau terenul dumneavoastră lui Lucky. 20 de gold? Nu. Nu, nu, se prostește domnul Clor, na, nu-l băgați în seamă. Se prostește că mi-a achitat. Hai să mergem aici, la fostul loc. Și dumneavoastră, domnule Lucky, veți trasa cu mare atenție și veți da jos dărtul acesta muncit de mâna domnului Clorna. Așa, și vom trasa din nou 25, ați spus. Așa, deci ce voiam să spun? Nu au venit toți concetățenii astăzi ca să achiziționeze ploturi, da? Deci unii dintre dânsii care n-au venit vor prelua acest plot al tău, eventual îl vor mări, înțelegi? Deci cam asta o să se facă cu el. Sper. Poți să-ți muți semnul dacă vrei. Dacă doriți să încercați magnetic force field, că l-am aici. Da, aș dori să încerc puțin. Trebuie să zburați în jetpack. Oh my god! Oh! Ce se întâmplă, mă? Aveți grijă. Și cum îl dezactivez? Că mă apropii de pământ? Nu, dați... da, cam așa se dezactivează. Da, să revin imediat de asta, să mergem la domnul Clorna, să vedem ce zice. Stați așa. Hai să-l vedem pe domnul Clorna. Avem Jakey. Ia să vedem. Domnul Clorna! Voiam să vă arăt că am achiziționat ceva special pentru dumneavoastră, ca să fiu oricând, în orice moment, cu ochii pe dumneavoastră. Oriunde veți fi, eu voi fi acolo. V-am lămurit? Oriunde veți fi și orice ilegalitate veți face, eu voi fi prezent. Nu, să nu mă uitați, sunt vecinul dumneavoastră. Curând voi ridica cele 30 de etaje ale casei. Nu! Ia vezi-l, bă! Oh, Nocivanu! Sunt cu ochii pe tine, Nocivane! Ce se întâmplă? Bă, nu mai știu să-l controlez! Ajutor! Oh! Doamne, e prea troll chestia asta, deci trolez la maxim. Clorna! Se aude așa că... Ce s-a întâmplat, bă? E nebunia itemul ăsta. Oh my god, e nebunie ce se întâmplă aici. Deci chiar e, mă duc să mănânc mărul ăsta, trebuie să-l dau înapoi. E prea tare itemul. Merită toți banii. Domnul primar, se simt pericol? Nu, testam puțin acest magnetic force field. Și am scăpat de sub control. Ia vedeți dacă-l activez. Am plecat! Opa! Uai! Vai. Ce faceți că mă spariu? Am analizat puțin situația din cer. Așa. Așa, domnul Lucky, uite, vă mulțumesc pentru... Iar aici. I-am pasat domnului Lucky să fie cu ochii pe dumneavoastră. Adică, dar nu el, ce? Dar nu el! Ce opa! În spate! Ce să... Mereu... What? Ia veniți de urgență aici și dați click dreapta. Apăsați cu mâna. Da. Și eu gestați puțin. Eu când dorm sara în casă, în pat, ni se aude asta în cap! Hopa! No, nu se poate. Deci de aici ies... ca să înțelegeți, de aici ies sufletele oamenilor care obișnuiau să locuiască în oraș. Glumeam. Și este fix lângă casa dumneavoastră. Dar nu aveți de ce să vă îngrijorați. Deci practic noaptea, de acolo ies sufletele oamenilor și vor zbura peste tot pe cer. Doamne, te rog, nu! Glumim, desigur.
Momentan, aceea este o magie neagră a statului și ne va permite să ne teleportăm. Da. Domnul primar. Vă mulțumesc, domnul Funny Salt. Click dreapta, înainte să aterizezi, ține cutter low ca să nu se folie de aici. Eu am nevoie de puțină mâncare, nici nu știu unde să mai obțin. Ai tu ceva? Că am rămas fără. Domnul Lucky, nu ți-o dat domnul primar o casă să mergi să-ți faci! Toată lumea la pe plotul tău, Clorna. O torță în mâna stângă. Exact, eu pe plotul meu sunt. Torța în mâna stângă e gătit. Eu sunt pe plotul meu. Ah, da, așa e, tare asta. Super, super. Wow! Am sosit! Să trăiți, vecine! Deci, vecine, fii atent ce am făcut aici. Ia să vedem. Deci aici fac eu plantație, dar pe lângă asta avem aici un drum pietruit unde de pe drum putem merge sau ieșim direct de la noi din grădină și putem merge de la unul la altul. Îți place? Super, vecine! Deci avem un fel de duplex aici. Ne unim ploturile. Și avem și barca foarte aici, bine. Ne adunăm. Superb, frumos. Superb. În sfârșit puțină liniște în orașul acesta. Avem și deasupra capului să nu ne plouă. Super, super. Deci, ia veniți la mine puțin să vă ofer acest lucru. La crafta Funny Salt pentru mine. Trebuie să le încercați și din... Wow! A plecat Nocivano, ia vezi-l. Mamă, dar nu mă... Mi se face foame non-stop de la peștele ăsta. Ia vezi aici. Yes, my friend, ce șos de acolo? Bom. Toată lumea pe plotul lui Clorna. Măi, eu cum încă zbor? What? Bă, îmi trebuie înapoi, că nu mă mai pot da jos. Nu ți-l mai da. De ce ai făcut prostia asta, Nocivane? Nu se mai poate opri. Mă duceam după ăla de la spawn și mi-a căzut în ocean. Și am așteptat să se pună la suprafață și m-am aruncat în el cumva. Mamă, în sfârșitul Jake, ajută-mă, te rog. Deci Nociva are blestemul orașului. Non-stop trebuie să plutească. Va fi un suflet care ne supraveghează. Păi nu că dacă urc o să te ridice mai sus pe tine. Păi urci aproape. Aruncă pe oistă. Hai să ne completăm și noi. Ăsta aici l-am făcut. Nu l-am făcut în spate. Bă, e mișto de tot că dacă ți-o torță în mână, nu știu dacă e modă asta sau dacă e de la update, dar efectiv dai cu foc. Deci dacă azi un pește sau ceva, e pur și simplu nebunie. Deci iată, ne ducem aici și eu dacă lovesc peștele ăsta, what? Este deja gătit? Ce bă? E nebunie efectiv. 3 de 1. Boing. What? 3. Shift-ul dacă vrei să stai pe loc. Nu! Nu mai stai pe loc. Wow! Unde am murit? Unde are cumva autorizație de aviație? Nu știu, ia să-l întrebăm. Bun. Deci drumul se va termina aici în capăt? Da, momentan da, dar se mai pot duce eventual dacă mai vin oameni noi, se mai pot extinde încolo. Și cam câți concetățeni nu s-au prezentat astăzi? Pentru păi noi fiind 12, cred că maxim încă 3, 2-3 aproximativ maxim. Okay. Dar ei se pot extinde încolo cât își doresc. Un plot îl avem pe al lui Lucky, care poate fi extins puțin. Da. O, salutare Clorna, ce zici? Da, bine, Ferdi, mi-a pus mâna pe așa ceva, dispozitiv de bolunghe. Da, așa era al meu dispozitivul, la unde a ajuns? Aaa, nu știu. Cred că l-am pierdut. Foarte bine. Nu mai e așa ceva în SkinCraft. What? Foarte bine. Am furat de la domn primar? Deci, primar ajunge de față aici martor. Opa. Unde este dispozitivul secret? Opa. Opa. Ce s-o găsit aici. Da, aici gata, bun. Sincer, cred că ar trebui să facem o nouă lege. Și domnul primar ajunge va fi de acord. Este nevoie de o autorizație de aviație pentru dispozitivul acesta. Și într-adevăr, da. Și cred că vom avea zone interzise, de exemplu, prin oraș, ca să nu zbori peste tot. Yes. Sunt de acord, da. Ar trebui o lege. Deci noua lege. Florna, ești de acord? O să-i stic legea asta, mulțumesc. Eu sunt de acord, eu sunt legislația. Mulțumesc că mi-ați dat rolul de legislație în acest oraș. Mulțumesc. Nu ți-am dat. A doua lege este... Nimeni la Clorna pe plot.
Nimeni. Doamne ajută, te rog că n-am pot refil. Funny Salci, Lucky. Mai pot. Wow. Săracu. Vine Jackie, vine Jackie. Jackie, vine Jackie. Jackie, vezi că vine Jackie. Bă, what? Unde? Unde? Unde Jackie? Unde? Vezi că am auzit că ăla șoptiște acolo, spune numai prostii. Noi trebuie să ne asigurăm, Nocivanu, că toată lumea și-a făcut plotul. După cum observăm, Clorna nu dorește să-l facă, nu știu de ce. Da, ia hai să-i respectăm puțin. Uite, Clorna, dacă vrei, îți dau ăstea, ia vezi. Poate ai nevoie de ele. Ia uite-l pe Lucky. Ce părere aveți? Are coduri sau nu are coduri? Opa! Domnul Lucky, aveți autorizație de aviație? Nu cred că are. Da, uite că are piscina. A dormit în aer. Da, uite că nu prea vrea să vorbească. Clorna! Ok, ia. Clorna, ai văzut ce frumos am făcut aici cu vecinul meu? Nu mai e Clorna. Unde e Clorna? Clorna! Clorna! Da? Nu mai e Clorna. Oana, ce părere ai că Clorna nu are plotul gata? Deci Oana... E dezamăgită. Stai așa, Oana. Deci nu te cred. Gândește de la faptul că eu am fost aruncat de la mine de acasă, ăsta e nouul meu plot și imagine am mutat aici. Care e corect în faptul ăsta? Aoleu. Care e lucru corect? Că nu am terminat plotul nou, mutat, fresh, sau că m-au aruncat? Haideți să te ajutăm să-l termin, da? A, mulțumesc, exact, domn primar, dar nu e nevoie, nu vă stresați! Trebuie toată lumea să aibă plot. Tu ai rămas singurul. Bun. Acum dar de ce așa voi? Sus? Unde ai mai văzut garla? Greșeală, când eu aruncam... Uite, mâna. Ar trebui să fie la nivel cu strada gardul, corect? Decât dacă vrei tu să faci un design de gard înalt? Nu, e ok. Deci domn okay. Primar, nu aveți idee ce urmează aici. Deci nu mă lăsați-mă să vă arăt, ok? Sigur. Uitați aici ce urmează, uitați ce urmează aici. Gata. Se schimbă treaba cu Clorna, gata. Nu mai sunt eu omul peșterii. Sunt foarte încântat. Bă, ce încântat o să fiu și eu în curând. Bun, perfect, până acolo e, da? Nu! Nu! Din greșeală, domn primar! Nu! Din greșeală, n-am vrut să bag... Vreți să furați statul? Nu, doamne! Deci până deci, în locul... trebuie să puneți gardă în locul ăsta. Doar să ne dăm seama unde, momentan... De aici începe. Lui el trebuie să ridice. Deci la piatra asta până în gard. Asta trebuie scos. Trebuie ridicat. Ce șobolan. Minte mă, Clorna, ne minte pe față. Opa. Oh, doamne. Deci din greșeală, mă scuzați, mă opa. Taxat. Ziua, bună ziua. Din greșeală, da. Wow, ce frumos. Deci aici o să stea Lucky. Ar trebui să facem niște semne, nu? Să punem numele fiecăruia, sau? O, da, fiecare știe, dar ar fi ok, o regulă să-și pună fiecare câte un sign, să știm cine da, este. Da. Cum fac mă semnul ăla, că nici nu mai știu, cu bețe, țin minte. Oak sign. Ok. Hai să craftăm și noi cu niște bețișoare. Așa. Bun, și o să punem noi fix la intrare, cred. I Rafael. Punem așa. Punem din nou. Domnul primar. Ia vezi. Punem așa la mișto momentan. Nu o să rămână permanent. O să ne facem noi un semn al nostru. Ce ceva. Ce înseamnă Carola? Carola. Asta nu știu sincer. Da, am plantat eu... N-am idee. Prinde-l! Clorna? Da? Ai băgat cu mâna la domnul primar ajunt în chest? Deci Clorna, în momentul ăsta, dacă nu plantezi la loc ce ai furat, ai maxim 5 secunde, îți jur că nu mai ai plot. 5. Vă invit să citiți pe semnul acesta, domnul Clorna. Dar n-am furat nimica! Nu! Deci n-am furat nimica, stai așa. Și nu țin minte. Terenul va fi curând confiscat. Am... Ioi, mă scuzați, mă durea capul și am călcat. Deci uitați că am călcat din greșeală pe ele. Da. Am înțeles, da, așa este. Trebuie măcar să admirați viața la ferma lui Nocivanu. Exact. Și-o am pus. What?
Opa. Ok, de ce strici tot aici? Nu ceva e, nu e în regulă aici. Prima, așa. Da, da, eu am să plecați de pe terenul meu că deja mă supărați. Clor, da, vino puțin. Trebuie să-l chemăm aici pe Clorna. Să vină puțin să vadă semnul nostru. Vine acum. Bun, te invit să scoți acest semn și să îl pui în față cu numele tău. Ca să știe lumea. Domn primar, ia să vedem. Mamă, deja s-a făcut ăsta. Opa. Da, bagă tu, Jakey. O se face repejor. Bun. Perfect. Ia să citim. Uga Buga Army. Clorna. Ai o armată aici, Clorna, sau ce? Poftim, da, am aici o armată. Ce? What? Ce-am citit acolo? Doamne, nu știu, ce s-a văzut? Cred că a fost de la Clorna, Uga Buga Army, nu știu. Mi-ați denigrat numele? Primar! What? Domn primar, nu știu. Vă rog, să nu se mai repete, vă rog. Eu am discutat mai... Am discutat mai devreme cu dumneavoastră că vă invit la un grătar, era, că povestim. Dar nu era de la mine, era de la Baști, nu știu ce face, uitați acolo ce-a scris pe semnul lui. Ia să vedem. Ezi Baști. What? Deci n-a scris nimic, Clara! Bă, unde a dispărut, mă? Bă, uite-ți la spate! Oh, de unde apar și dispar? Bună ziua, la magie! Doamne! Bun, deci în sfârșit ai terenul tău. Ești fericit? Deci, uai, deci n-aveți idee, boys. Deci așa, sunt al nouălea aceea. Hai să vedem, îl invităm și pe Nociv, să vedem terenurile tuturor. Haide. Bun, perfect. Să vedem toată lumea ce a făcut. Ai, Jake, niște mâncare, ceva? Exact. Da, iam. Sau mă duc să prind pește. Super, mersi. Stai să-l chemăm și pe Nocivanu. Ia, să vină și el. Ia, haide. Cioc, cioc! Cioc, cioc! Haideți, Nocivanu. Unde? Hai să admirăm construcțiile tuturor. Gardul, terenul. Să vedem toată lumea. Între timp să sperăm că... Băi, uite cum construiește deja. Să nu fure nimeni din grădina mea. No, nu e cazul. Clorna probabil va fi primul. Bun. What? Deci, ia să vedem aici. Fiecare unde locuiește. Acolo e Rafael, acolo e aici Clorna, aici este Ștefan. Mamă, trebuie să ne facem skinurile. Da, maxim o săptămână. Da, domn primar, maxim o săptămână să le dați la toți să aibă skinurile pe plot. Oare ne trebuie legal vorbind, să oferim o aprobare pentru așa ceva sau nu are legătură? Nu. Pentru că e o credere cam înaltă. Da, dar e obligatoriu ca toți să aibă skin-ul făcut. Ok, deci e legea serverului. Da. Orașului, să zicem mai corect. Da. Perfect, hai să vedem mai departe. Îl avem pe Basti care își începe și el skin-ul. Mult succes acolo, Basti. Wow. Wow. Aici l-avem pe Fonzo care nici măcar gard nu are. Vă rog să-i lăsați un sign. Opa. Să-i scrieți asta că nu mai e în oraș. Așa este. No, haideți să vedeți aici ce are Jakey domnul Boss Jakey. Are Jakey. Hai să vedem frumos, așa. Okay. Are două din alea de lipsă. Bun, îi punem lângă. Domn, te rog să îți construiești gard de lemn. Domnul primar, semnat domnul primar. Te rog să îți construiești gard de lemn, domnul primar. Corect, foarte bine. Foarte bine procedat. Uitați-vă pe stânga, domn primar. Insanity, cred că au venit 3 bombe la el. Uitați-vă cum are pe aici, numai glop, pitch, capul. Nu, îți bate joc. Uite. Hai să așupăm noi. Dar și aici afară, uitați-vă. Hai un pic să-i facem un pic de ordine, că e dezastru. Hai să-i facem ordine. Exact, perfect. Măcar atât așa. Trebuie să facem niște trepte cumva.
Da, pe viitor. Dar aici cine locuiește? Că eu n-am idee. Aici locuiește Lucky. Aici stă el. Aici stă el. Deci Lucky care a ieșit. Lucky. Lucky în loc să construiască, se bătea cu Clorna. Și are și datorie la... Are și datorie la stat cu dobândă. Îl bătea. Că Clorna nu-l riposta. Și are și datorie. Și mai are datorie și la Ștefan, auzi? Așa este. O să-i lăsăm un semn atunci. Aici e INS. Ok. Facem o dată. Bun. Te rugăm să îți construiești gard de lemn. Și o să pun în dreapta domnul primar. Ok. I-am lăsat și dânsul lui. Te rugăm să-ți construiești gard de lemn. Ok. Domn primar, mai aveți un plot aparent, că ăsta e al nimănui. Ia să vedem. Nu se știe al cui. Al cui ăsta? Bună întrebare. S-ar putea Funny Salt? S-ar putea Funny Salt? Da, 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 da. Cred. Probabil aici este al lui Clorna. Fostul. No, no, no. Ok, aici e Irinuș. Ce frumos, vezi că... Bă, se vede, mă, ia vezi. O fată pe server, Irinuș, uite ce frumos are. Mai departe, wow, cred că este super. Oana. Bă, deci noi suntem pe lângă. Vrem să vă felicităm, Oana și Irinuș. Voi chiar vă implicați. La noi, super. Zici că e grotă. Ce clonca înăuntru? Wow. Cadou cui? Al tău, poți să o iei. A meu! Nu că mănâncă! Cloșca! Nu, mănâncă! Aia păstrează-o! Nu mânca cloșca! A cui e cloșca? A cui? A lui doamna Oana! A lui domnișoara Oana! Ia chiar la ea merge! Vezi că te-a corectat domn primar! Da, domn primar, mă scuzați! Eu așa zic, domn primar și doamna, nu se... Da, sunteți nou aici! Haide! Bun, și deci hai să discutăm puțin. În capăt aici rămâne așa și în cealalt capăt extindem spre oraș sau cum să procedăm? Da, aici ne mai putem extinde dacă chiar mai vin abonați, dar cred că momentan este suficient. Aici, uite, domn primar, am putea face o zonă de pescuit cu bărci, da, cu frumos dan viitor. Da. Recreațional. Da. Vom avea, odată ce ridicăm primăria, vom avea câteva contracte de oferit pentru diferite construcții. Și okay, foarte bine gândit. Vom face câteva licitații, vedem cine se înscrie, cu cine lucrăm. Da, corect. Eu nu mai pot să stau în pare rău, mă duc să văd dacă mi-au crescut roșilii wow, și toate noi. Ai plantat deja. Am plantat roșii, deci aici era Funny Salt, cred. Să-i invit la un fruct la mine să... Wow! Aici este la Lucky, care nu și-a făcut nimic. Skinurile deja încep să se ridice. Vezi că e nebunie. Deja a început construcția aici. Mamă, e cu apă! Bun. Hai mă, că începe să arate bine deja. Da, vezi că e bine. Toată lumea la Nocivana. Ardei iute, domn primar, doamne! Ardei iute! Ia, fii atent! Clorna, vreau să-ți dau ție un ardei iute să-l mănânci, ia! Hai să-l... Domn primar, o roșie pentru... Stați, nu, două. O roșie pentru dumneavoastră. Wow! Îl arde grumazul! Arde grumazul, domn primar! Mamă, Ștefan, imediat să-ți dau și ție ceva, dar stai să vedem ce s-a mai făcut pe aici. Un pepene ceva. Eu știu, astea nu prea par. Doi, lasă că da, doi. Sunt bio. Au pesticid în ele? Sunt 100% bio, Jakey. Nu. Trebuia să le spăl înainte? Nu trebuie neapărat spălate, dar ajută, dar n-au pesticide, sunt 100% bio. Păi da, mă simt cam ciudat. Da, nu știu, cred că ați mâncat altceva între timp. Eu nu. Nici de aveți spital măcar. Jakey, dar te-ai spălat pe mâini, Jakey? Nu. Păi n-o bine. Domn primar. Domn primar, ia, vă dau niște hospe, să mâncați niște hospe. Ia, să bag la maț? Ia. Niște hospe, exact, așa, semințe. Hospe mi-a dat. Dacă e. Ia, băgați aici semințele. Avem dacă roșie, aruncați semințele craft pe plantație. Așa. Da, nu mai am
Lorna, eu vreau să știu ce job ai vrea tu să deții în Skincraft pe viitor. Fermier de porcar! Eu sunt porcarul! Porcar? Vă rog, domn primar, eu sunt cu animale. Deci eu sunt porchier, eu sunt văcar și căprar. Deci noi să lăsăm săracele suflete pe mâinile tale? Yes! Adică, de unde? Domn primar, nu, aici domn vreau Rafael, să... De unde vin eu? De la țară, de la Uga Buga. Din pădure, deci, cred. Deci aici cred că chiar s-ar descurca cu animalele. Chiar cred că s-ar descurca. Adică e villager, uitați-vă doar la el. Așa este. Sunt ce eu mai bun. Totuși trebuie să mergem în inspecție. Poftim? Aveți de ales, ori fermier, ori cu armele orașului. Armele? No, fermier. Poftim? A, polițist vă referiți. Nu arme. Da. Nu, cred că e ok cu animalele, doar că o să venim în inspecție să ne asigurăm că sunt tratate corect. Curate, normal. Fericite, normal. Deci, spălate. Le captain, le captain și le spăl. Le captain. Eu am înțeles că vreți să vă faceți fotbalist? Fotbalist? Da, deci... Așa, aș vrea să învăț, să fac duble cu dumneavoastră. Sunteți sportar dumneavoastră. Da? Am duble cu... Deci vrem este să okay pentru la duble, că... la șuturi. Eu voiam să vă propun să vă recrutez în echipa mea FC Barbașani. Bine, eu sportar. Hai că deja faceți catering, că m-am pus, îmi bag degetele în urechi. Pa. Da, deci noi doi vom face o echipă FC Barbașani și ne vom lupta cu alte orașe. Facem. Bun, perfect. Bun. Și îi luăm pe cei mai... Bun, domn primar, nu mi le ce am văzut aici, uitați. Așa se face la Opa! Nu se poate. Nu e bine deloc. Nu e bine deloc, domn primar. Bun. Cred că e o zi frumoasă a fost astăzi. Chiar foarte frumoasă. Deci vă place cum a ieșit totul aici? Wow! Îmi place enorm de mult, domn primar. Vom face pe viitor o teșghea acolo să fie primăria. Până când vom obține contracte. Exact. Bun, deci, perfect. Ești mulțumit, domn primar. Da, este superb. Uite, stau și pe bancă aici. Așa, eu stau lângă dumneavoastră și... Am o roșie de la Nocivanu. Exact, s-a terminat ziua. Super. Tot este ok. Niciun stres acum. Ajunge paz. Ajunge paz, domn primar. Cred că trebuie să puțin somn. Puțin somn, așa că am muncit mult. Da, un somn pe azi, Nocivanu. La odihnă. Da. Boys. Da, vecinii mei dragi, eu o să plec puțin, trebuie să mă mai duc în explorare pe aici și vă doresc o zi mirobolantă, vecini. Și pa, boys. Pa.